Greva angajaților de la uzina de vagoane din Drobeta Turnu Severin continuă. Sătui de salariile mizere primite după zeci de ani de muncă, aceștia scandează pentru o mărire de salariu de 500 de lei. Este o discrepanță majoră între venitul primit și munca depusă în această fabrică. Greva continuă la uzina de vagoane din Drobeta Turnu Severin. Cei 400 de muncitori ai fabricii au întrerupt activitatea și în această după-amiază au ieșit în fața prefecturii pentru a-și exprima nemulțumirile cu privire la salariile primite. Această revoltă venită din partea angajaților pare a fi degeaba, întrucât nimeni nu le înțelege nemulțumirile. Ce v-a determinat să ieșiți astăzi în stradă? Întotdeauna suntem alături de cei necăziți. Salariații de la uzina de vagoane sunt o situație disperată. Iată de atâta perioadă salarii nenegociate, nemărite, în care nu mai pot suporta prețurile care cresc de la o zi la alta. Cred că de data asta guvernul împinge lucrurile prea departe. Nu se poate la această situație. Unitățile noastre vor fi închise rând pe rând. Și sunt alături de salarii la vagoane pentru că și ei au fost la rândul lor alături de noi de la Ceuloc, de la Ceuloza. Și ei și Romago și toate unitățile din Severin erau, dacă vreți, frățești împărțite și ne ajutam unii pe alții. Acum și noi suntem alături de ei și mergem până la cap. Pentru condiții mai bune de lucru, pe care, din păcate, nu prea le avem acolo la locul de muncă. În primul rând, salarizare minimă. În al doilea rând, condiții slabe. Sindicatul care reprezintă angajații din cadrul fabricii de vagoane din municipiul nostru s-a afiliat Federației Sindicale Cartel Alfa, iar aceștia au ieșit, i-au sprijinit în organizarea unui protest în fața prefecturii din Drobeta Turnu Severin. Acest protest sub forma pichetării în piața prefecturii județului Mehedinți este unul organizat de către Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa, filiala Mehedinți, în semn de solidaritate cu lucrătorii de la uzina de vagoane Drobeta Turnu Severin, în semn de solidaritate față de muncitorii din România care sunt remunerați cu salariu minim pe economie și pentru a se putea negocia contracte colective de muncă corecte. Suntem în această situație în care muncitorii nu pot să-și negocieze contracte colective de muncă corecte din pricina unei legi a dialogului social deficitară. Legea dialogului social care trebuie de îndată să fie pe agenda publică a guvernanților din România, a parlamentarilor români, pentru că în astfel de condiții, ca și până acum, nu mai este foarte multă distanță și toți muncitorii din România devin muncitorii unei piețe a muncii ieftine. Cu 1300 de lei, 1700 de lei pe lună, cât câștigă un muncitor din mediul privat, din industrie, din comerț, din zonele grele ale economiei românești, nu se poate trăi. Aceste sume sunt până la urmă jumătate din necesarul traiului decent stabilit pentru o țară ca România. 2800 de lei, 2830 de lei este până la urmă suma necesară pentru un trai decent. Atunci vom constata că suntem sub jumătatea acestei sume, deci în România salarizarea este una precară, iar muncitorii au ocazia să se adâncească în sărăcie pe zi ce trece. Situația angajaților este disperată, iar problemele acestora sunt ignorate de conducerea întreprinderii, fapt ce probabil va duce la continuarea grevei de la uzina de vagoane din municipiul nostru.